rostogolit. Am căzut în apă, ne-am răcorit și am avut emoții aici la Summer Look. Pentru că miza sunt punctele, am repetat probele de volei cu gândul că le va ajuta pe concurentele noastre. Dar ne-am și aventurat într-o cursă în colac plină de peripeții. Pregătim pentru prima probă sportivă din această seară. Este vorba despre proba volei, în care cuplurile noastre vor trebui să paseze mingea unul de la celălalt, de la linia de start până la linia de finish, și nu au voie să scape mingea. Deci o probă de volei care se desfășoară în cuplu. Nu-i așa, în cuplu totul este mai ușor și este mai bine, pentru că poți să dai vina pe celălalt de fiecare dată. Dragilor, să vedem primii concurenți care se pregătesc pentru această probă. Este vorba despre perechea numărul 2 și perechea numărul 4. Prima pereche, cea care va începe proba, este perechea numărul 2, formată din Cătălin și Lavinia. Dragilor, ați înțeles? Este proba de volei în pase simple de volei, mingea de la linia de start, de la linia albastră până la linia de finish, fără să cadă mingea pe jos. Pe locuri, fiți gata, start! Pase simple pentru sportivii noștri. Mingea, țineți-o sus, cât mai sus, nu are voie să cadă, și ați depășit deja linia de finish. 2 puncte pentru Lavinia în această probă. Mulțumim tare mult! A doua pereche, formată din Tibi și Alexandra. Vă rog să vă pregătiți, aceeași probă sportivă. Am toată încrederea că veți reuși, pentru că nu degeaba ați fost la școală și la orele de sport și de volei. Nu-i așa? Nu ați fost? Bun, haideți să-i dăm drumul, pase simple, pe locuri, fiți gata, start! Tibi aruncă mingea sus, foarte bine, aruncați cu buricul degetelor. Nu contează dacă prindeți mingea, ideea este să nu o lăsați să cadă. Aveți foarte puțin, deplasați-vă în lateral cu pași micuți, dar siguri, și încă puțin și gata! Ați depășit linia de finish, bravo! Ai pupat mingea, i-a purtat noroc. Bravo, 2 puncte pentru Lavinia în această probă. Da, dragilor, suntem la piscină, am terminat cu voleiul și ne mutăm la plaza, la partea de piscină, pentru că nu-i așa, aici soarele bate mai bine și ne bronzăm mai bine. Razele sunt atrase de apă, asta spune colega mea Adelina de la Tonic Show, pe care o pup și o salut. Așadar, avem o probă interesantă, este vorba despre cursa în colac. Este puțin mai complicată pentru că n-am mai făcut așa ceva timp de o lună, este o noutate, așa că va trebui să fiți atenți cu toții. În primul rând, avem o sfoară legată din punctul A în punctul B, adică dintr-un capăt al altului al bazinului pe lățimea sa. Într-un capăt sunt băieții, doi băieți, și în celălalt capăt sunt două fete. Băieții vor trebui să nuate de aici cu o bilă la fată. Fata, în momentul în care a primit bila, pornește spre noi ținându-se de sfoară și cu fundul în colac. Acest lucru trebuie făcut de două ori, astfel încât să putem puncta rapiditatea cu care a ajuns fata aici să pună cele două bile. Fiecare pereche are două bile. Dăm startul chiar acum. Avem aici perechea cu numărul 5 și perechea cu numărul 1, Robert și cu Ovidiu, iar în capătul celălalt este Roxana și cu Bianca. Băieți, voi veți trebui să notați rapid cu prima minge, să o duceți partenerei. Partenera se întoarce rapid cu bila și o pune în colac. Da? De două ori același lucru. Cine adună primul cele două bile primește 2 puncte de la noi. Dacă nu reușiți să ajungeți primul, asta e, nu v-am dat niciun punct. Și acum, băieți, pe locuri, fiți gata, start! Înotați cu putere până la partenerele voastre, care vă așteaptă deja în colaci, pregătite cu mănuși, ca să poată să vină spre noi cu bila primită de la băieți. Băieții vor trebui să vină aici ținându-se de sfoară și cu fundul în colac. Prima care a reușit să ia drumul sforii este Roxana. Poți să-ți pui poale mingea, dragă Bianca, nu trebuie să o ții în mână, poți să o ții în poalele tale dacă vrei. Prima minge care a ajuns aici, te rog să mergi cum ai ajuns. Așa, Bianca mai are puțin și ajunge aici. Oh, din păcate n-a nimerit, nu e nicio problemă, vine acolo Ovidiu să zucă cea de-a doua minge. Între timp, Roxana așteaptă acolo pentru a face returul acestei probe. Este o probă ștafetă, însă mult mai complexă. Deja s-a întors Roxana spre noi, se prinde de sfoară, încearcă să se țină bine, pentru că avem și valuri aici la Aquapark Florești. Se ține bine de sfoară, trage cu putere, îți spune că poți să noți, Robert, și avem cele două bile aici la pereche cu numărul 1. Cele două puncte merg pentru Robert și Roxana. Din păcate, Bianca nu a reușit să strângă punctele, însă mai are o șansă la următoarele probe.
Dragii mei, urmează să luăm o scurtă pauză de publicitate. Publicitatea scurtă, nu e așa, pentru că vrem să punem la treabă concurenții. Perechea cu numărul 3, formată din David și Cristina, s-au pregătit pentru proba volei și au făcut pregătirile de rigoare și David mi-a șoptit că a băut toată ziua energizante să se energizeze pentru această seară minunată. Dragilor, haideți aici la linia de start, vă rog să vă pregătiți. Haideți unul într-o parte, celălalt în cealaltă parte. Așa, la linia albastră, nu vă grăbiți. Ideea este să nu scăpați mingea, da? Pe locuri, fiți gata, start! Pasați-vă mingea ușor și deplasați-vă încetişor lateral ca să treceți de linia de finish. Mingea s-o dați cu boltă în sus, să nu cadă jos și aveți foarte puțin, încă un pas și ați depășit linia de finish. O probă foarte ușoară pentru concurenții noștri, floare la ureche, 2 puncte pentru Cristina! Bravo! Felicit! Cine urmează, cine se pregătește? Să vedem cine urmează, este Doina și Tudor. Doina și Tudor, haideți la linia de start. Ați înțeles despre ce este vorba, așa-i? Foarte ușor. La startul meu. Aveți voie să prindeți mingea în mână, doar să nu cadă mingea pe jos. Pe locuri, fiți gata, start. Haideți, dați mingea sus. Cu bănuiesc că manicura nu vă deranjează, că nu aveți unghii foarte lungi, fetele, încă foarte puțin și depășiți linia de finish și 2 puncte pentru Doina și cu Tudor. Aplauze și mulțumim tare mult! Aplauze pentru concurenții voștri, s-au descurcat bine la proba de volei. Mi-amintesc și eu de proba la BAC, când am avut unghii false și am avut acolo niște probleme la basket. Bun, băieți, ce ziceți? Avem o probă în care avem nevoie de o sfoară. La ce vă gândiți când vă spun sfoară? Nu la ștreang, la orice altceva, dar nu la ștreang. Deci am adus jungla la Ștran, la Aquapark Florești. Fetele se vor trage de sfoară ca să ajungă până aici, ca să-și pună cele 2 pile. Iar voi va trebui să notați foarte repede ca să ajutați să ia cele 2 puncte. Da. O să-i duc bila cât mai repede pentru că ea să o poată aduce înapoi cât mai repede, pentru că eu să-i duc următoarea cât mai repede pentru că ea să vină înapoi cât mai repede, să câștigăm cele 2 puncte cât mai repede, să ne vedem în finală cât mai repede. E complicat, dar ai explicat foarte bine. Aici este lângă mine numărul 2 și numărul 4, Cătălin și cu Tibi, vă rog să vă poziționați și să putem da startul la not. Fetele sunt pregătite acolo pe colac, se țin fiecare cu mâinile de sfoară și băieți, pe locuri, fiți gata, start! Băieții au început să nuate, deși fac aici valuri. Ajung la fete în câteva secunde. Fetele vor trebui să țină mingea și să vină cu ea până aici în colac. Să vedem care este mai rapidă. Fetele se bat pentru sfoară, chiar se împing. Una cu mâna stângă, una cu cealaltă dreaptă. Fetele ajung, prima care este Alexandra și își pune bila. Fetelor, vă întoarceți în aceeași viteză. Și băieți, luați a doua minge și mergeți spre ele. Nu le-o dați în mână decât atunci când ajung în capătul bazinului. Fetelor, împingeți-vă, trageți-vă, pentru că trebuie să câștigați cele 2 puncte. Băieții nuată rapid, rapid. Fetele au ajuns deja la punctul start. Au primit mingile în poale și pornesc cu viteză spre colacul nostru, aici unde adunăm cele 2 bile. Băieții, văd acolo că nu sunt nemulțumiți. O să aflăm după aceea despre ce vorbeau. Și prima care ajunge este numărul 2, Lavinia, ia cele 2 puncte din partea noastră împreună cu Cătălin. Alexandra a întârziat puțin, ne pare rău, recuperăm mai departe și mergem să dansăm, pentru că acolo se exersează la volei. I hear
revenim aici la proba de volei, dar totuși vreau să-l întreb înainte ceva pe Robert. Robert, să nu scap mingea din ochi. Am observat că nu scap nici fetele din ochi. Te-ai uitat la ochii mei foarte atent? M-am uitat la ochii tăi și la partenerele pe care le-a avut înainte. Deci doar la partenerele mele m-am uitat. Fetele, concurentele, acum știu că vrei să fii modest. Va fi o probă ușoară pentru voi. Roxana, ești pregătită? Pregătită, haideți la linia de start și să-i dăm drumul. Haideți încetişor, aruncați mingea în stil volei, deplasați-vă în lateral, puțin câte puțin și veți trece linia de finish într-un moment și gata, ați trecut linia de finish. Bravo! Concurenții noștri se joacă mai departe pentru că este o probă foarte distractivă la care s-au descurcat și foarte bine. Avem 2 puncte pentru Roxana, o lăsăm să-și savureze victoria, dar va trebui să continuăm cu perechea numărul 5, formată din Bianca și Ovidiu. Ovidiu, hai să te întreb și pe tine, cum crezi că te descurci la volei? Deci eu am câștigat concursul de șah și cred că mă pricep și la volei. Deci cu puterea minții vei manipula mingea în aer? Da, mingea va avea o traiectorie foarte, care se va stabili în aer, de fapt. Vei ține mingea în aer? Da. Vei ține mingea cu puterea gândului, haideți să-i dăm drumul, o nouă probă de magie și iluzie pentru Ovidiu și Bianca, pe locuri fiți gata, start! Haideți să-i dăm drumul, țineți mingea sus, încet, nu vă grăbiți și uite așa am pierdut 2 puncte. Iluzia n-a fost suficientă, nu te-ai gândit? Ai prea multe gânduri telepatice și transmitem gândurile telepatice la Romana. Am primit toate gândurile tale bune, Cristina, și mă aflu aici la piscină. Să știți că aici este o nebunie, e bine, e răcoare, stropii de la topogane ne ating și pe noi. Desigur, de-abia aștept să not. Avem proba în care fetele trebuie să se treagă pe sfoară până aici, este puțin dificil pentru ele. Și pentru noi, având în vedere că trebuie să notăm în continuu, preț de vreo 2 minute. Cum crezi că o să vă descurcați? Dar balonul este rotund, șansele sunt de partea amândurora. Este un duel între Six Martini, pentru că fiecare face parte din trupa aceasta, așa că trebuie să aduceți puncte, 2 puncte. Lăsați prietenia deoparte și luptați pentru fetele noastre. Hai să ne poziționăm la startul nostru și fetele sunt pregătite acolo cu mănușile pe mână ca să nu se rănească în pălni. Și pe locuri, fiți gata, start! Davida a făcut câțiva pași în spate ca să poată să-și ia avânt în momentul în care a zburat în apă. Fetele așteaptă, încurajează acolo pe partea cealaltă cu fundul în colac și fetele au prins de sfoară, se bat să vedem cine va fi prima. Se pare că Doina se răstoarnă în apă. Nu-i nicio problemă, Cristina, tu du-te mai departe. Nu este nimic pierdut, nu pierde timpul și vino încoace. A doua căzătură pentru Doina. Cristina, nu te lăsa, vino și pune mâna pe sfoară, pentru că nu am spus stop jocului. Da? Fata va pune în colac prima minge, David înoată înapoi spre capăt și când ajunge în capăt îi dă mingea fetei. Doina este abia la prima tură de pe azin, se apropie cu bila în poale, sper să nu cadă și de această dată. Bun, avem câte o bilă pentru fiecare fată. Tudor, te rog să vii să-ți iei bila pentru următorul traseu. Bun, David este acolo și îi dă deja mingea concurentei. Cristina se întoarce pe linia sforii noastre. Tragem sforile astăzi în piscină la Aquapark, pentru că e ultima zi de semifinale și cineva trebuie să plece acasă. 3 fete vor pleca acasă. Cu siguranță Cristina nu vrea să plece acasă astăzi, pentru că reușește să aducă și cea de-a doua minge aici în colac. Și 2 puncte merg la David și Cristina. Asta pentru că Doina a căzut de 2 ori astăzi. Summer.